suntem convinși că Parlamentul țării va fi compus în zdrobitoarea lui majoritate din reprezentanți ai locului partidelor democratice. Lipsa de scrupule și minciuna, combinate cu utilizarea tehnicilor teroriste celor mai revoltătoare, inclusiv agresiunea fizică, asigură alianțe electorale dominate de comuniști o pseudo-victorie zdrobitoare. Dimineața zilei de 19 noiembrie 1946, bărbații și femeile din absolut toate clasele sociale sunt chemați să-și pună cuvântul. Masele largi conduse de partid erau hotărâte să sfârme definitiv reacțiunea. Cu fiecare ceas al acelei zile era tot mai evidentă victoria forțelor democrației. Și iată unul din momentele deschiderii urnelor. În comisii, mari emoții liberale, otrăvite așteptări maniste. Scuzați, e rândul soarelui. Puțin contează că întreaga lume civilizată protestează împotriva acestei imense hoții electorale. Dej, Pauker, Luca, Bodnăraș și marioneta lor Petru Groza îi puteau raporta lui Stalin că în România lucrurile decurgeau în conformitate cu dorințele Moscovei. Țara pășea rapid spre transformarea într-o democrație populară, adică într-o colosală cazarmă în care orice formă de opoziție va fi anihilată cu metode dintre cele mai barbare. Iar toate acestea se produceau în numele clasei muncitoare, în numele poporului român. Persecutate și agresate, partidele istorice au încercat să organizeze forme de rezistență, inclusiv detașamente de partizani. Șansele lor erau însă minime în condițiile stabilirii unui sistem totalitar bazat pe denunți și șantaj și